Din anul 1621 încoace, în fiecare a patra zi de joi din luna noiembrie, americanii sărbătoresc Thanksgiving, adică ziua recunoștinței. Oamenii îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru momentele bune din viața lor, organizează reuniuni de familie, de la care nu lipsește curcanul pe masă, piureul de cartofi dulci și tarta din dovleac. La început, ziua recunoștinței se sărbătorea în statul Massachusetts de către indieni și pelerini în semn de mulțumire lui Dumnezeu pentru recolta bogată. Iar indienii îi învățau pe pelerini cum să prelucreze pământul astfel încât roada să fie mai mare. Ziua recunoștinței a devenit sărbătoare oficială abia 200 de ani mai târziu, la indicația președintelui Abraham Lincoln. Cu timpul, au apărut tot felul de tradiții legate de această zi. Cea mai populară e grațierea unui curcan de către președintele Americii. Un curcan este salvat de președintele țării de la a fi mâncat, apoi este trimis la o fermă să moară de bătrânețe. O altă tradiție a acestei zile este urmărirea unui meci de fotbal american. Liga Națională de Fotbal American a introdus jocurile clasice de ziua recunoștinței în anul 1920. Iată că noi, în sfârșit, am ajuns acolo unde ne-am propus cu acest material. Jed Wolfington, atașatul de presă al ambasadei SUA la Chișinău, i-a pus la treabă pe câțiva colegi cu ocazia Zilei Recunoștinței, care în acest an se marchează pe 24 noiembrie. După cum se știe, noi sărbătorim sărbătoare care se numește Ziua de Recunoștințe, Thanksgiving, în limba engleză. Și tradiția de Thanksgiving este că fiecare dimineață prietenii și vecinii joc fotbal american. Și după ce jucăm fotbal american, mergem acasă, mâncăm turkey, cum este? Curcan. Și ne uităm la televizor fotbal american. Și dormim un pic cu și după ce dormim primim fotbal american la televizor. Dumneavoastră, ce țineți în mână? O minge de fotbal american și e mică, dar e frumoasă, eu cred. Jed a invitat la un meci colegii de la ambasadă, dar și niște jucători cu experiență, membrii unei echipe de fotbal american de la noi, care își spun simplu, Chișinău Sentinels, românește vorbind, Santinela de Chișinău. Ready, go! Ca să nu lase meciul cu traume, jucătorii au ales varianta steguletelor, deci fără contact direct, așa cum vedem noi jocul în filme și buletinele de știri. Tot contactul se înlocuiește cu două stegulețe care stau pe ambele părți ale coapselor, pe ambele părți ale coapselor. Și însuși tot jocul rămâne același, sunt pasele, fuga, doar că contactul este eliminat pentru a include mai multă lume care nu prea vrea să joace contact sau nu poate, sau e frică. Asta e un fel de versiune mai simpluță și mai... Inofensivă, nu. Avem un antrenor care noi spunem tot voluntar. E venit din Suedia cu experiență de mai mult de 15 ani. Acolo a jucat și a antrenat și a fost foarte unexpected să întâlnim aici, doar că ne uitam la fotbal american, priveam fotbal american în Smokehouse. Și s-a oferit să ne ajute pentru că nivelul nostru, în orice caz, în pozițiile în care el e profesionist, pozițiile la noi nu avem așa multă experiență. Acolo trebuie pentru băieți mai mari. Deși meciul s-a anunțat fără contact, băieții din echipa Santinela Chișinău s-au echipat la greu. Deci, în primul rând, port casca, care protejează capul de contact și contuzii cerebrale și ține dinții la loc. E foarte palez nevieși. După asta vine shoulder pad-ul, că aproape tot contactul care se întâmplă în fotbal american este cu corpul, pentru a elimina capul și pentru a nu rupe mâinile. Cu umerii, cu pieptul, în jos, safety. Aici sunt placaje de plastic cu kevlar de sub și sponge material ca un burete care pur și simplu distribuie toată forța din punctul de contact pe toată suprafața a jumătății de shoulder pad. Acum mănuși. Mănușile sunt mai mult pentru a ușura prinderea mingii, pentru că
mare parte din povercan constă în pase, când băieți să aruncă mingea. E mai ușor de prins, sunt un pic lipicioase. Dar de asemenea și protejează degetele de contact direct cu carcasa. Când des se întâmplă. Și it's flashy pentru show. Și încălțămintea? Încălțămintea poate fi simplu de fotbal, cu crampoane, depinde și de teren. De obicei, încălțămintea de fotbal american are un crampon în plus, care e fix în vârf. Pentru că des, față de fotbal european, fotbal american foarte mult lucrează pe vârfuri. Când trebuie să faci mișcări bruști, rapide, opriri bruști. Dumneavoastră de meserie ce sunteți? Sunt inginer. Am finisat Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și acum sunt și lector-asistent la UTM. Da, sportul, ingineria, domenii diferite. Sportul, ingineria, artă, fiecare persoană dezvoltă multilateral. Și în orice caz, fotbalul american pe mine mi-a învățat foarte mult, în primul rând, din domeniul de disciplină, teamwork și apartenență la o familie, la o comunitate în care oamenii se încred unul în altul și se suportă. Daryl s-a pregătit cum se cuvine ca să își sprijine coechiperii. Înainte de meci, a avut grijă să-și ducă ritualul matinal aproape până la capăt. I woke up, drank some water and stretched. Need some coffee, because I didn't know it was this cold outside. Apă și cafea, doar de asta are nevoie Daryl, căci experiență îi ajunge. Yeah, we play all the time back home, played a little in high school. It's been a while though, so let's see how I work out here. I play basketball more than football, so. Încă o dovadă că reprezentanții ambasadei SUA s-au pregătit ca la carte de meci este Andreas, venit din Suedia. În această ecuație, el e antrenorul. I-a antrenat pe toți fără să ceară un bănuț. De altfel, și pentru el, acest meci are o valoare oarecum sentimentală. Mingea de fotbal îi amintește de casă. I'm here on a year and a half contract to cooperate with the National Bureau of Statistics in Moldova. But what are you doing here on this field? Oh, on this field, I have a background in American football in Sweden and also shortly in the States. And I've been playing and coaching for 25 years. Quit that as I took this contract, came to Moldova, ended up meeting players from the Sentinels, and now I am volunteering and helping them with coaching. Thanksgiving and football goes hand in hand. Pentru băieții din Chișinău, acest meci înseamnă o oportunitate de a juca fotbal american cu nativii țării din care provine acest gen de sport. Așa se face că îi pasionează un sport pe cale de dispariție la noi. Pot fi numărați pe degete sportivii care îl practică la noi în țară. Pentru puținii jucători, fotbalul american este doar un hobby. Була предыдущая команда в Кишиневе называлась Варвары, и как бы команда расформировалась, но некоторые ребята захотели продолжать играть. И они собрали новую команду. И я, и в том числе наши ребята уже вступили в эту команду. Кто-то играет там долго, кто-то играет там месяц, вот это будут первые тренировки. Все по-разному. Сейчас, если придут все на тренировку, у нас будет человек 16-17, вот так. И это вся команда? Которые да. В Молдове? Не, ну есть в Молдове игроки, которые сейчас не играют. Кто-то на пенсии, кто-то нет, детей кто нянчит. Играет, кто готовы играть? Ну, человек 20, наверное, есть. 20 в Молдове? Ну да. Хотелось бы больше, да. Prin urmare, ceea ce i-a unit pe toți jucătorii vorbitori de română, rusă, engleză, a fost meciul de fotbal. Din câte am observat, s-au înțeles de minune, fără cuvinte. Ar fi frumos să devină o tradiție la noi cu implicarea mai multor oameni. Și dacă tot e sărbătoare cu un simbolism atât de profund, zic să găsim un minut ca să ne gândim și noi, moldovenii, la tot ce avem frumos, să îi fim recunoscători lui Dumnezeu și celor dragi pentru lucrurile bune din viața noastră. Echipa postului TNT Bravo le este recunoscătoare jucătorilor pentru invitația la meci, telespectatorilor pentru că ne urmăresc și lui Dumnezeu pentru că ne scoate în cale de fiecare dată oameni minunați despre care vrem să povestim în materialele noastre. Acum vă lăsăm cu cele mai spectaculoase imagini surprinse pe stadion.